Locuitorii Slatinei își pot face încă de pe acum calculele bugetului personal pentru anul viitor. Dacă vor avea cheltuieli mai mari cu salubrizarea, nu vor fi nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani și pentru taxele și impozitele locale. Acestea rămân neschimbate. Pentru anul 2019, Consiliul Local nu a aplicat majorări față de impozitele locale. Singura modificare a survenit prin aplicarea, prin indexarea cu 1,3% asupra valorii impozabile care stabilesc obligațiile fiscale, conform articolului 491 din Codul Fiscal, rata inflației fiind transmisă de către Institutul Național de Statistică. Cei care vor să scape repede de grija taxelor și impozitelor locale trebuie să știe că le pot achita încă din a doua săptămână anului viitor. Atunci, activitatea ghișeelor Direcției Economice a Primăriei Slatina va fi reluată în program normal. Până atunci, se vor achita doar anumite obligații. Încasările privind impozitele pe proprietate de orice fel pentru anul 2019 vor începe cu data de 7 ianuarie, iar în zilele de 3 și 4 ianuarie se vor încasa doar taxe și amenzi fără debit. Dar și în acest an, contribuabilii care își vor achita integral obligațiile către bugetul local până la finele lunii martie vor primi o bonificație. Reducerea va fi de 10% pentru contribuabilii persoane fizice și 2% pentru firme.